Am revenit în pădurea București, tot într-o sâmbătă, la un fel de clacă, subotnic, să îngrijim de ceea ce am plantat altă dată. Ăștia cred că sunt vișinii plantați de mine, colegii noștri de la Partidul Verde. Va fi livada, aleea de vișini în pădurea București, în coada lacului Mori. Asta cred că e tot un vișinar, dar nu știu dacă se prinde. Ceilalți sunt mai hotărâți. Unul chiar floare are, vai! Deja anul ăsta putem să mâncăm, să gustăm vișinile de pe aleea verde. Ăștia sunt deja alt fel de copaci, probabil s-au plantat altă dată. Colegii nepartinici sau din alte partide. De asemenea, am plantat aici sau am pus semințe de salcâm și ghinzi și nuci de la pepeni. Ăștia sunt probabil tot salcâm plantați toamna. Asta e glădiță plantați toamna cu colegii cu care azi ne adunăm să dăm cu sapa, să afânăm pământul în jurul puietelor plantați în anii trecuți, să le dăm o șansă să concureze cu iarba, cu vegetația sălbatică de aici. Asta nu știu ce e, dar sigur e prins. Și e viu. Pădurea București deja bucură ochiul. Deocamdată cu păpădie și ștevie. Adun de o salată și de un borș. Verdeață și coloreață. Azi ca niciodată avem foarte multe femei la acțiune. Se pupă. Cam periculos. Dar suntem pentru egalitate de gen. Dincolo pas cu oile, sper că nu îndrăznesc să treacă aici. Pe platoul ăsta unde plantăm pădure. Săpăm de adâncime de un hârleț, de o cazma, cum se zice aici. Avem grijă să protejăm plântuțele înflorite cât frumoase. Și băgăm. Puiez din cei care încă n-au dat frunze, flori. Nu știu ce fie asta, frasen, ulm, ceva. Și băgăm. Aici pentru că am putut să fac sat în groapa adâncă. Pot să-l bag pe ăsta, dar pot să-l bag pe ăsta la altă. Eventual, ca să prindă măcar unul dintre ei, pot să bag doi. Ăsta sigur o să se prinde cu rădăcina lui stufoasă. Și așa facem treabă bună. Acțiune voluntară de plantare și îngrijire a ceea ce se va numi poate vreodată pădurea București în Balta Dâmbovițe, sector 6, graniță cu Chiajna, acolo la orizont. E Chiajna, județul Ilfov. Până reușim să unim București cu suburbiile. Încercăm să plantăm aici, în coada lacului Mării, pădurea București. Deja lucrăm al patrulea an sau... Da, cred că e al patrulea.
mobilizați de Octavian Berceanu, care acum a ajuns șeful gărzii de mediu. Dar tot nu se lasă de munci voluntari, de proiecte, de gherilă. Am venit să beau apă și m-am înnecat. Observ că suntem cel puțin 3 veniți cu bicicleta. Ceea ce e încurajator. Haideți la mod sănătos de viață. Ăștia sunt puieții de anul trecut. Unii s-au prins, alții încă nu se știe. Au acele verzi. Alții au deja frunze verzi. Depinde de soi. Noi mai îndesim, că îi îngrijim pe cei care par vii și prinși. Îi îndesim pe cei care par cert morți uscați. Mersi că ne-ai invitat. Am găsit o șopârlă sociabilă. Parcă vroia să se ascundă, dar parcă vroia să comunice. Și am îmblânzit-o o leacă. Cât lucrăm, să mai admirăm și natura. A? Ce faci, dinozauri? Nu pozezi la cameră? Nu știi unde e obiectivul? Trebuie să faci facultate de film. Măcar una, dacă nu două, ca mine. Ca să știi în care parte e obiectivul. Urât-o! Marș de aici! Du-te! Plantăm, îngrijim pădure și livadă. Facem muncă voluntară în zi de subotnic. Hărnicuți! Am revenit la pădurea București, a nu știu câta oară în ultimii 3-4 ani, dar a doua, a treia oară anul ăsta, de data asta ca să verificăm cum s-au prins puieții din anii trecuți și eventual să mai plantăm vreo câțiva care înverzesc mai târziu, eventual să culegem flori și frunze de păpădie care sunt bune de salate. Iar Octavian Berceanu, care e inițiatorul proiectului. Ce-a făcut omul ăsta? Așa de bine o plantat încât se vede rădăcina? O să vin și o să intervin aici să mai plantez odată, să mai sep. E greu de săpat pentru că dăm imediat de piatră, aici au fost îngropați 2 metri de deșeuri de șantier. Dar nici chiar așa să bagi degeaba puietul, ca el cel mai probabil să susuce. Na, cel puțin jumătate din ce am plantat în anii trecuți, e viu, aparent viu. Aici cineva a uitat o tufă din asta de măcieș și s-a uscat. Octavian Berceanu între timp a ajuns șeful gărzii de mediu și iată e curtat de presă. Acolo se aud fazani la orizont. I-am văzut, au zburat din fața mea și un el și o ea mai devreme când am venit. Acum când suntem mulți deja îs departe de noi, ne evită și doar se aud. Undeva după pâlcul ăsta de copaci am plantat în primăvară,
Na, tot primăvara asta, dar în luna martie. Am plantat o livadă de vișine, am băgat nuci de la pepeni, ghinzi de stejar dintr-un parc de aici, de la Crângaș, semințe de salcâm din ăla cu acele mari. Sperăm să prindă și să iasă, să răsară și aceea. Am fost mai devreme și vișine arată foarte bine. Înfrunziți, unul chiar avea flori, deci s-ar putea chiar anul ăsta să gustăm vișinele plantate de noi. Ne bucurăm că sunt și băieți și fete, avem echilibru de gen, dacă nu chiar egalitate. N-am prea găsit apă acolo în gârlă să mai udăm, dar bine că anul ăsta e ploios. Și avem destulă umezeală, pământul e umed și ușor de săpat până dai de piatră. Deci iată, muncă voluntară, adică neremunerată, în folosul nostru, al comunității. Iată, Octavian spune, al patrulea an de când plantăm aici, eu cam din primul an am venit alături de el. Deja al cincilea an sunt în București, tot caut evenimente de felul ăsta, acțiuni civice, ca să-i mai exprim și să fac treabă bună. Vă îndemn și pe voi, dacă sunteți aproape de București, intrați pe pagina Pădurea București, prindeți când sunt evenimente, aflați care e locația, veniți să vedeți ce e aici, eventual mai alungat cârdurile de oi și de capre ca să nu ne distrugă plantația. Dacă sunteți departe, faceți astfel de proiecte acolo unde sunteți voi. Dacă e greu cu puieți, dacă e scump, strângeți semințe de salcâm, nuci, oricât de tari, nu contează, nu neapărat să fie industriale de folosit. Lasă-le mănânce, veverițele, ciorile, dar plantați cât mai mult, că ceva tot o să crească și o să rămână.